Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 6 mai. Astăzi din nou o nouă creație a Laviniei, Handmade with Love. Mai am câte ceva primit de la ea, au sosit de ieri, le-am purtat. Și ori de câte ori voi, adică în această săptămână când voi purta ceva ce a făcut Lavinia din România, pentru că sunt lucrate manual și sunt foarte muncite produsele, am să vă spun ca să știți că există cineva în România care face și astfel de lucruri. Sunt convinsă că sunt și alți creatori. Eu am colaborat cu Lavinia. Alții sunt liberi să facă ce doresc. Deci, Handmade with Love, mulțumesc încă o dată. Mă înveselesc foarte mult atunci când port bijuteriile făcute de tine. Și așa, pe nota aceasta optimistă, hai să vedem ce se întâmplă astăzi pe cer. În primul rând, este o zi în care suntem orientați mai mult spre zona familiei. Poate sunt lucruri de rezolvat în familie, poate sunt niște discuții legate de o moștenire, legate de împărțirea unor bani sau niște îngrijorări manifestate pe fondul lipsei finanțelor, și atunci se discută despre serviciu, despre responsabilitate, despre maturizare, despre abordarea cu maturitate a unor obiective importante. Este o zi în care suntem un pic cam impulsivi, încercăm să ieșim din normele obișnuite, dar aceasta poate avea niște consecințe nu foarte plăcute pentru noi. Deci, înainte de a face lucruri la care nu te-ai gândit prea bine, cumpănește efectul acțiunilor tale, pentru că s-ar putea să aibă un impact mult mai puternic decât te aștepți asupra vieții tale și asupra vieții celor din jur. Pentru cei care știți astrologie, astăzi luna face multe quadraturi, quadratură cu Jupiter, quadratură cu Pluton, quadratură cu Saturn. E acolo într-o luptă continuă, face și o opoziție cu Uranus, Soarele e conjunct Mercur, Neptun bine aspectat, dublu sextil, sextil cu Jupiter și Pluton, sextil cu Soarele și Mercur. Pe cer, în câteva cuvinte, Soarele e în Taur, Luna e în Scorpion, Mercur în Taur, Venus este în Gemeni, Marte este în Vărsător, Jupiter în Capricorn, Saturn este în Vărsător, Uranus în Taur, Neptun în Pești, Pluton în Capricorn, Nodul Nord în Gemeni și Chiron în Berbec. Și vă invit pe toți în continuare să urmăriți horoscopul acestei zile. Dar vreau să vă reamintesc, nu uitați să apăsați butonul subscribe, pentru că urmează și alte filmări, voi vorbi și despre Nodul Nord, va apărea și horoscopul dragostei, și dacă vreți să fiți notificați de YouTube cu privire la postările mele, trebuie să apăsați butonul subscribe, așa încât nu uitați să faceți click dreapta jos. Și să vedem acum ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte. Berbec, ascendentul pe Berbec și cei care au luna pe harta natală în semnul Berbecului. Dacă ți-ai dorit să faci ceva și ai tot avut ezitări legate de lucrul respectiv, astăzi e timpul să lași ezitările deoparte și să treci la treabă. Este o zi în care te poți ocupa de tine, te poți ocupa de nevoile tale, de la nevoi emoționale la nevoi fizice. Și încearcă să lași puțin pe cei din jur deoparte, să-și vadă de viața lor, de activitățile lor, de treaba lor și centrează-te pe tine. Nu mai îți imagina că fericirea e la nu știu ce distanță, când de fapt este aici, lângă tine. Numai că trebuie să pui în practică lucrurile pe care acum le visezi. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna pe harta natală în semnul Taurului. Astăzi e o zi în care luna, care tranzitează semnul Scorpionului și este fix față în față cu semnul tău zodiacal,
S-ar putea să apese pedala de accelerație în zona depresiei, tristeții, supărării și mai ales blocării gândurilor tale înspre trecut. Este o zi în care o să tot fii catapultat emoțional în amintiri și de acolo evident că zona de melancolie crește foarte mult. Cel mai bine este să vorbești cu un prieten. Dacă nu ai un prieten, notează-ți gândurile pe foaie de hârtie. Și mai ales, încearcă să te forțezi, dacă nu poți să ți impui, forțează-te, să faci ceva vesel, să te uiți la o comedie, să asculți niște muzică veselă. Imediat când intri în starea de mi-e milă, îmi plâng de milă, sunt trist, încearcă să exorcizezi acest sentiment și această emoție, pentru că, alminte, o să-ți strici toată săptămâna. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna pe harta natală în semnul gemenilor. Uite că ai ocazia unui fresh start. Uite că e o oportunitate deosebită să încerci ceva nou, să experimentezi ceva nou. Iar faptul că săptămâna aceasta, nodul nord, misiunea karmică, adică ai intrat în semnul tău zodiacal, unde va sta ceva timp, e ca și cum universul chiar îți întinde o mână de ajutor să încerci să faci ceva nou sau să îți pui în practică un vis ori un proiect pe care l-aveai gândit bine de ceva timp. Astăzi ești mult mai puternică mental, din punct de vedere mental și din punct de vedere fizic și ce e mai important pentru tine, ești extrem de focusată, ești extrem de atentă la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Așa încât s-ar putea să porți discuții fructuoase privind proiecte de viitor, fie că este vorba de un proiect personal sau un proiect de afaceri și s-ar putea chiar să creezi niște strategii de acțiune extraordinare. Racul, ascendentul pe rac și cei care au luna pe harta natală în semnul racului. S-ar putea să faci niște planuri de viitor cu partenerul tău. Poate vreți să vă cumpărați o casă, poate vreți să vă luați o mașină, poate vreți să plecați dintr-o țară în alta sau dintr-un oraș într-altul. Este o zi în care racul poate să facă planuri de viitor în cuplu și chiar să se materializeze aceste planuri. Dacă nu vorbim de un partener în jurul tău, este o zi în care ți se oferă fie un loc de muncă nou, fie se poartă niște discuții privind un loc de muncă sau se discută niște proiecte de viitor extrem de interesante, dar va trebui să te implici activ fizic în derularea acestor proiecte. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna pe harta natală în semnul leului. Astăzi ai o discuție destul de tensionată cu o rudă care e nemulțumită. Nu neapărat că este vorba de tine, cât mai degrabă e supărată pe viața sa și uite încearcă să te transforme pe tine în sacul său de box. Chiar ai să te și întrebi cu ce ai greșit sau ce parte a comportamentului tău a condus la o astfel de reacție și un astfel de răspuns dinspre ruda respectivă sau prieten foarte apropiat dacă nu-i rudă. Ei bine, sunt foarte mari șanse să nu fi provocat nimica, ci să fie o problemă interioară nerezolvată la această persoană. Și cea mai bună atitudine într-o astfel de situație este să lași să treacă câteva zile și apoi să discuți și să clarifici lucrurile. Dar în orice caz, discuțiile de astăzi și stresul de azi o să-și pună amprenta pe tine și o să te facă un pic cam împrăștiată și reactivă la tot ce ți se întâmplă în jur. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna pe harta natală în semnul fecioarei. Astăzi s-ar putea să îți pui tot felul de întrebări cu privire la viața ta personală și la drumul pe care te îndrepți și dacă alegerile pe care le-ai făcut sunt cele bune pentru tine.
crește presiunea responsabilităților, crește presiunea activităților și trebuie să te reobișnuiești cu un stil de viață la care ai renunțat în ultima perioadă. Asta te poate debusola puțin și s-ar putea presiunea pe care e pe umerii tăi să te facă irascibilă. Ce îți recomand ca să nu intri în conflicte deosebite cu cei din jurul tău? Când începi să ai semne de întrebare și când începi să te simți agitată și nemulțumită, comunică imediat, vorbește cu cei din jurul tău. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna pe harta natală în semnul balanței. Cineva încearcă să te sperie, fie că e vorba de serviciu, fie că este vorba de viața personală, apare un personaj care transformă totul într-o poveste de groază. Și vai ce rău va fi și cum o să ne descurcăm și ce ai să pățești și ce o să fie. Ei bine, în astfel de situație, astăzi cel puțin, este o zi excelentă să lași intuiția să te ghideze. Și este un moment în care e timpul să te întrebi cu adevărat dacă informațiile pe care le primești sunt reale sau nu și dacă persoana care le transmite este ok cu capul, pentru că s-ar putea să dai peste niște oameni cu probleme emoționale astăzi, care trăiesc în lumea fanteziei lor și împrăștie zvonuri peste tot. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna pe harta natală în semnul Scorpionului. Astăzi ești preocupată de evoluția ta profesională și vrei să faci foarte multe lucruri și încerci să anticipezi pașii pe care i-ai de urmat și obiectivele pe care le-ai de atins ca să atingi succesul pe care ți-l dorești. Problema e că în fața ta se află un obstacol materializat fie printr-un șef care nu te suportă, fie printr-un coleg care îți vizează poziția. Așa încât, înainte de a-ți face tu planuri frumoase de viitor, mai bine coboară în realitate și confruntă-te cu această persoană. Dar e vorba de o confruntare inteligentă, nu te duci să te ceri, nu porni un scandal, nu crea un conflict, ci găsește metode și pârghii diplomate pentru a rezolva situația. Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna pe harta natală în semnul Săgetătorului. E ceva legat de corespondență, e legat ceva de mesaje care vin înspre tine și care trebuie rezolvate cât mai urgent. Ai tot evitat în ultimile zile să intri în contact cu ceilalți sau te-ai ferit de anumite persoane. Numai că aceste persoane trebuie să-ți transmită niște informații foarte importante pentru serviciul tău, pentru cariera ta sau să-ți dea sarcini pe care le-ai de rezolvat, așa încât azi nu mai ai nicio șansă să te fofilezi, nu mai merge să te ascunzi, nu mai merge să te declari bolnav. E timpul să confrunți situația și să rezolvi sarcinile care ți se trasează. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna pe harta natală în semnul Capricornului. Oricât de multă muncă ai avea, astăzi trebuie să te ocupi de casă, de domiciliu. Trebuie reparat ceva urgent, se defectează ceva, s-ar putea să fie vorba mai ales de apă, țevi, apă care curge, robinete care se strică și o să fie nevoie de toată prezența ta și de toată atenția ta să te ocupi și de chestiunile legate de domiciliu. În ceea ce privește serviciu, urmează fie o prezentare, fie o evaluare și te pregătești cu foarte mult sârg și cu foarte multă responsabilitate, numai că uneori e nevoie să îți iei o zi pauză de la ceea ce faci, să te detașezi de subiectul respectiv, astfel încât atunci când te reîntorci la treabă, vei fi cu toată energia și cu toată disponibilitatea 100% implicat în proiectul respectiv. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna pe harta natală în semnul Vărsătorului. Azi e vorba despre pus mâna pe telefon și stat la bârfă, pentru că sau nu se numai numește bârfă, se numește informare. Ei, cineva din anturajul tău îți dă niște vești importante. Îți dă niște punturi
foarte bune. Și asta le obții numai dacă discuți cu acea persoană. Dar trebuie să ne amintim că există distanță socială. Nu poți să-ți șoptească nimeni la ureche. Așa încât cea mai bună metodă e telefonul și chatul pe net, nu? Este o zi în care vărsătorii află lucruri importante. Te informezi cu privire la niște detalii legate de un subiect delicat sau un proiect de serviciu care ție ți-au scăpat, pur și simplu nu le-ai observat. Și apare această persoană, cunoștință, prietenă, rudă, care îți oferă acest detaliu extrem de important. Și încă ceva, primește o veste foarte bună privind rezolvarea unui conflict sau un răspuns afirmativ ori pozitiv la o solicitare pe care ai făcut-o. Deci o zi foarte frumoasă astăzi. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna pe harta natală în semnul peștilor. Astăzi peștii sunt extrem de intuitivi. Și în sfârșit primești un răspuns pe care l-așteptai de multă vreme cu privire la un prieten sau o cunoștință care ți este foarte dragă. Persoana asta n-a mai dat semn de ceva timp și era îngrijorată pentru starea sa, pentru situația sa, pentru lucrurile sale și uite că răspunsul său sau mesajul său te bucură foarte mult. E o zi în care ai foarte multă energie și poți să-ți canalizezi această energie către un proiect creativ sau un proiect artistic. Deci, peștii sunt în mare formă și extrem de intuitivi și încă ceva, astăzi dacă ai vreo șansă, există și, desigur, pești care pot să facă asta. Deci, dacă ai șansa să dormi, ai să ai vise profetice, o să ai niște idei foarte interesante. Așa încât, dragii mei, acestea au fost previziunile pentru ziua de 6 mai. Vă mulțumesc că mi-ați urmărit activitatea. Nu uitați să apăsați butonul subscribe ca să fiți notificați de YouTube ori de câte ori postez ceva nou și să ne vedem cu bine și la alte filmări. Pe curând!